Hristos a înviat. E bine să fim în casa Domnului în această zi de primăvară, când toate în jur ne vorbesc despre înviere. Și dacă noi suntem astăzi aici, este numai pentru că bunătatea Domnului față de noi a fost mare. Aș vrea cu recunoștință să ne uităm în sus spre Domnul, spre Cel ce ne-a purtat de grijă, și ne-a păstrat picioarele pe cărarea mântuirii. Pentru că vreau să știți astăzi, frații mei și surorile mele, niciunul nu este pe calea aceasta pentru că el e bun, ci pentru că el, Domnul e bun. De aceea suntem pe calea aceasta a mântuirii. Aș vrea să încep cuvântul din această seară cu o parabolă salutăm musafir veniți de departe între noi, Domnul să vă binecuvânteze, din Canada, Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că sunteți cu noi. Îi salutăm cu drag pe tinerii aceștia care au venit la Olimpiadă, la Timișoara și iată că ne-au lăsat și o poezie frumoasă aici, Domnul să-i binecuvânteze. Aș vrea însă în această seară, așa cum am spus, să încep cuvântul cu o parabolă. S-a pus la un moment dat o întrebare: Care este cel mai puternic lucru din lumea asta? Și s-au grăbit unii și au zis: Cel mai puternic lucru din lume este oțelul. Pentru câteva momente au zis: Da, oțelul este tare. Dar oțelul a trebuit să stea și să recunoască, și să zică, da, dar când oțelul se întâlnește cu focul, bietul oțel se topește. Deci, nu oțelul este cel mai tare, ci focul, au zis la un moment dat. A venit și focul și a zis, da, Așa am crezut eu că sunt tare până m-am întâlnit cu apa. Însă, când m-am întâlnit cu apa, mi-am dat seama că nu am nicio putere în fața apei. Mă sting. Prin urmare, apa este cea mai puternică, cea mai tare. Apa a zis, așa am crezut și eu că sunt cea mai tare, până când a apărut omul. Care a pus stabilă încercărilor mele de a mă duce într-o parte sau alta, și mi-am dat seama că nu eu sunt cea mai tare, ci omul este cel mai tare. Omul arogant a zis pentru o vreme, da, cred că eu sunt cel mai tare. Dar după aceea a zis așa. Și totuși, când mă întâlnesc cu moartea, nu pot să fac nimic în fața ei. Prin urmare, nu omul este cel mai tare, ci moartea este cea mai tare. Însă moartea, la un moment dat a zis, am crezut și eu că sunt cea mai tare, până când într-o zi s-a ridicat cineva care cu moartea pe moarte călcând a biruit moartea. Acesta este Isus Hristos Domnul. Vreau astăzi, dragii mei, să mă îngăduiți să vă aduc aminte că Viatul din morți, Isus Hristos Domnul, este cel mai puternic. Ei bine, dragii mei, Domnul acesta care este cel mai puternic, care a biruit moartea, nu vă surprinde că după înviere, v-ați uitat un pic la pasajele din Scriptură, să vedeți ce a făcut Domnul după înviere? Mi-aș îngădui o întrebare, a mai înviat vreun mort după învierea Lui? Ați citit? A vindecat ceva bolnavi după învierea lui? Dar care a fost preocuparea lui după înviere totuși? Cu ce s-a ocupat Domnul? Ce a făcut? E interesant, dragii mei, câteodată ne gândim la ce vom fi după ce vom pleca de aici. Dacă ne uităm la Domnul, și la trupul lui înviat este absolut uimitor. Să vezi că e un trup care nu-i legat de nimic din cei aici. Trece prin uși închise, trece prin pereți. Nu depinde de cei aici. Dacă stă la masă cu ucenicii, stă nu pentru că el are nevoie, ci de dragul lor a ucenicilor. Însă am stat și am zis, Doamne, ce preocupări are a tot Hristos care a înviat din morți? Ce preocupări are? Ca să înțeleg preocupările lui, m-am uitat prin scriptură, știți cum poți să înțelegi bine ce-l preocupă pe cineva? În funcție de ceea ce întreabă. Îl auzi pe un om, dacă stai cu cineva de vorbă, îți spune câteva întrebări și știi cam ce-l interesează. Pe omul acela, ce preocupări are. Ne uităm la Hristosul care a înviat și din întrebările lui înțelegem ce-l preocupă. Noi, oamenii, punem tot felul de întrebări. Câteodată punem întrebări așa de complezență, dar câteodată punem întrebări din preocupare sinceră. Eram cu mulți ani în urmă slujam în Biserica Elim. Și la sfârșitul unui serviciu aglomerat, am vrut să caut pe cineva, am ieșit printre oameni acolo, la sfârșit să găsesc pe cineva și sigur că dădeam mâna cu unul și cu altul dintre cei ce erau acolo în curte. Și la un moment dat, dând mâna cu cineva, am zis, pace, ce mai faci? Dar mă uitam în altă parte, căutam pe cineva. Pace, ce mai faci? Omul ăla m am ținut de mână, însă, și a zis, ți-aș spune ce fac, dar n-ai tot timp să mă asculți punem câteodată întrebări ca să le punem. Însă mă uit la Domnul Isus Hristos. El pune întrebări ca să învățăm noi ce îl preocupă pe El. Care credeți că a fost prima întrebare pe care Hristosul înviat a pus-o în dată ce a ieșit din mormânt? Era acolo în grădină și a întâlnit o femeie care plângea. Știți care a fost întrebarea Domnului? De ce plângi? Ei bine, pe mine asta mă încurajează foarte mult. Ca să înțeleg că Hristosul înviat este preocupat de necazurile noastre. Este preocupat de lacrimile noastre, de apăsările noastre, de îngrijorările noastre, el este preocupat de aceste lucruri. Lucrul acesta ne încurajează și vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, oricine sunteți dumneavoastră, sunt sigur că în viața noastră, aici pe pământ, ne confruntăm cu situații mai puțin dorite. Trecem prin necazuri și trecem prin încercări. Dar este unul care se apleacă spre cei ce plâng și îi întreabă: De ce plângi? Femeie, de ce plângi? suntem uh, trăitori într o lume în care oamenii sunt foarte indiferenți unii față de alții. Mult prea indiferenți. Era dictonul latin care zicea homo homini lupus, omul față de om e lup, nu-i pasă, rupe, se meargă lui bine. Ei bine, dragii mei, nu este așa Cristosul înviat, ci Cristosul înviat într-o lume în care noi ne întâlnim cu indiferența, El, Hristosul Înviat, ne demonstrează că El este preocupat de necazurile noastre. Și ascultă-mă bine, dacă nu știi ce să faci în ziua necazului, spune-i Lui tot ce ai și El te ascultă. Așa s-a întâmplat cu Maria în grădina mormântului. Așa s-a întâmplat cu ea. S-a întors și a zis, Domnul meu, L-au luat și nu știu unde l-au pus. Ăsta este Hristosul înviat, unul căruia îi pasă de necazurile noastre. Dar îi mai pasă de ceva. Știți care a fost a doua întrebare pe care i-a pus-o Mariei? După ce a zis: De ce plângi? I-a mai pus o întrebare. Pe cine cauți? Știți ce aș vrea să învățăm de aici? că Domnul este preocupat de căutările noastre. Noi toți căutăm, de când suntem nou veniți în lumea aceasta, tot căutăm ceva. Copilul mic caută împlinire la sânul mamei, tânărul caută împlinire în felul lui, toți caută câte ceva. Dar atenție, voia lui Dumnezeu pentru noi, este să fim atenți la căutările noastre, pentru că El însuși este interesat de căutările noastre. În ce fel este interesat de căutările noastre? Vreau să vă aduc aminte că Hristosul înviat când pune întrebarea pe cine cauți, ce cauți, este ca să înțelegem fiecare dintre noi că nu-i drept să căutăm orice pe pământul acesta. Pentru că Dumnezeu se uită la ce căutăm noi. Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Dumnezeu este interesat ca ale noastre căutări să aibă direcția cea bună. Nu e normal ca trăitor aici pe Pământ să cauți toate gunoaiele lumii acesteia toată mizeria păcatului. Nu e normal astfel de lucruri să cauți. Și Hristosul în viață ne arată că El se uită spre căutările noastre și ne-a învățat tot El. Domnul Isus în predica de pe munte a zis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și celelalte lucruri care sunt necesare, Dumnezeu le va da pe deasupra. Mai mult decât atât, dragii mei, aș vrea să vă chem astăzi să înțelegem fiecare dintre noi încă ceva, că Domnul Isus Hristos este preocupat nu doar de nu doar de necazurile noastre, nu doar de căutările noastre. Cred că s-a predicat aseară aici în biserică, despre, pardon, duminică seara, se predică aici în biserică despre cei doi pe drumul Maosului. Știți care a fost întrebarea pe care Domnul le-a adresat-o întâi celor doi? S-a apropiat de ei și a zis, ce vorbe sunt acestea între voi? Hristosul înviat a pus această întrebare, ce vorbe sunt acestea între voi? Știți ce îmi spune mie asta? că El, Hristosul Înviat, este preocupat de vorbirea noastră, de ceea ce spunem noi. Acum când e vorba de vorbire, foarte mulți dintre noi credem că vorbirea e așa, o ceva, să curgă, Domnule, să curgă. Și vorbim. Un vorbitor din ăsta cu mințel, adică moderat, rostește vreo 25.000 de cuvinte pe zi. Unul din ăsta moderat, Gândiți-vă la aia care vorbesc mult. Se pot duce până la dublu. Dar știți ce a spus Mântuitorul? Că în ziua judecății oamenii vor da socoteală, ziceți, ziceți, de orice cuvânt. Și vine Hristosul înviat și ca să ne arate că nu-i poveste asta. Hristosul înviat se alătură celor doi călători de pe drumul Emausului și zice: Ce vorbe sunt acestea între voi? De aceea, frații mei și surorile mele, aș vrea să înțelegem că nu e drept să vorbim numai ca să vorbim. Orice om să fie grabnic la ce? La vorbire? La ascultare. Și nu întâmplător, Domnul ne-a dat două urechi și o singură gură. Să ascultăm cel puțin de două ori mai mult decât vorbim. Doamne ajută-ne! Hristosul înviat este preocupat de vorbirea noastră. Vedeți cât de bun e Domnul. Pentru că El vrea să nu avem soarta lui Dima despre care s-a recitat, ci Domnul vrea să avem soarta lui Pavel, a mântuiților Domnului. Anume, ca să putem să ajungem acolo unde El ne-a pregătit loc, să nu uităm în necazurile noastre că El este preocupat de necazurile noastre. Și când zic că este preocupat, uitați-vă, a întrebat-o pe Maria, dar nu doar ca să se afle în întrebare, ci a și ajutat-o să găsească soluție în necazul ei. El a demonstrat că este preocupat de căutările noastre, pentru că nu e drept să căutăm orice în viața pe acest pământ, ci suntem chemați să căutăm pe Dumnezeu, să căutăm neprihănirea Lui, pentru că aceste lucruri ne vor duce spre slavă. De asemenea, El este preocupat de vorbirea noastră și nu numai atât, dragii mei. Uitați-vă în Luca la capitolul 24, dacă mă ajută frații cu proiecția, în Luca la capitolul 24 cu versetul 38, Pune Domnul o altă întrebare. Dar el le-a zis: Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Pentru mine e foarte încurajator să citesc această întrebare a Domnului. Știți de ce? Înțeleg că Domnul este preocupat și de ceea ce gândim noi, și de ceea ce este în sufletul nostru. Dacă Domnul pune întrebarea aceasta, de ce se ridică astfel de gânduri în voi? Este pentru că Dumnezeu vrea să avem o viață plină de pace. Am fost chemați în această seară să ne aducem aminte că Hristos e Aducătorul Păcii. Știți dumneavoastră că cele mai mari tulburări pe care le au oamenii le au din pricina gândurilor lor? Am văzut cândva așa, o, un fel de caricatură, în care cineva ducea cea mai mare povară a lui, își ducea capul mare, îl trăgea după el. Asta era cea mai mare povară și adevărul este, dragii mei, că ceea ce întreținem în mintea noastră, în gândurile noastre, ne poate aduce tulburare, neliniște și necaz. Și de aceea vine Hristosul înviat și spune de ce sunt astfel de gânduri în mintea voastră? De ce lăsați astfel de gânduri? Mai pune o odată Luca 24 cu 38 ca să vedem. Dar el le-a zis pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Nu e drept, dragii mei, să lăsăm noi care vrem și iubim pacea lui Hristos să lăsăm orice gânduri să ne tulbure inima? Și Hristos îl înviat, iată-l, preocupat și de Ceea ce este în mintea noastră, în gândul nostru, e preocupat de ceea ce este în sufletul nostru, este preocupat de ceea ce vorbim noi, este preocupat de binele nostru, cu alte cuvinte. Nu e interesant când spun Hristosul înviat a fost preocupat de formarea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu. Am vrea parcă să vedem Doamne Iisuse Hristosă Măcar dacă ai înviat din morți, ea mai înviază încă vreo 10-20. Doamne, mai fă ceva minuni, ceva vindecări și din astea. Dar Domnul ne arată că toate minunile acestea sunt pentru o vreme aici pe pământ. Însă cine vrea să ia în considerare veșnicia, trebuie să fie atent la gândul lui, la sufletul lui, la vorbirea lui, la pacea lui lăuntrică. E foarte interesant. O altă întrebare pe care le opune celor de pe drumul maosului. le zice așa, Da, oare nu trebuia să sufere Hristosul? Asta era întrebarea pe care Domnul le-a pus-o la versetul 26 din capitolul 24. Nu trebuia să sufere Hristosul? Acum, de unde aveau să știe ucenicii dacă trebuia să sufere Hristosul sau nu? de aici. Cu alte cuvinte, vedeți că Domnul Iisus Hristos este preocupat ca noi oamenii să știm ce e aici. Este preocupat ca noi să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fără acest cuvânt al lui Dumnezeu, despre care zice psalmistul așa, cuvântul tău este candelă pe cărarea mea, o candelă îți luminează cărarea să știi unde să te duci. Cuvântul lui Dumnezeu îl strâng în inimă ca să nu păcătuiesc. Cuvântul acesta e foarte important pentru noi și de aceea vreau să vă chem, frații mei și surorile mele, să înțelegem că este voia lui Dumnezeu să stăm lângă cuvânt. Iată, Hristosul înviat vine și pune întrebări din cuvânt. Pentru că cei ce urmăresc mântuirea trebuie să știe cuvântul, să cunoască cuvântul și să-și călăuzească viața după cuvânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, Hristosul înviat, la un moment dat, dacă ne uităm în Ioan, la capitolul 21, știți că ucenicii, la un moment dat, au pornit la pescuit. Petru și cu ceilalți au pornit la pescuit s-au necăjit ei pe mare și n-au prins. A fost o noapte a încercărilor. și de pe mal, Hristosul înviat le pune o întrebare. Știți care a fost asta? Copii, aveți ceva de mâncare? Nu. <laughs> Ați auzit un flămând aici? <laughs> Nu-i nimic că să termină serviciul din biserică și acasă la mâncare. <laughs> Asta știți ce îmi spune mie? Când Hristos spune o astfel de întrebare, copii, aveți ceva de mâncare? Asta îmi spune mie că El este preocupat de lucrurile care ne sunt necesare nouă în fiecare zi. Pentru că mâncarea e un lucru necesar ce înseamnă necesar? Necesar nu e tot ceea ce visăm noi, nu e tot ceea ce ne imaginăm noi, dar ascultați-mă bine, Hristosul înviat este preocupat ca necesitățile vieții noastre să fie acoperite de El. Sunt pasaje în Scriptură, tot Domnul Iisus Hristos umbla urmat de mulțime mare și oamenii erau flămânzi și au venit ucenicii și au zis, dă-le drumul că sunt flămânzi, dă-le drumul acasă, scapă de ei. Și Domnul a zis: Ceva tot le dăm? Pâine și pește. Nu nu știu ce delicatese, dar pâine și pește necesarul îl dă Dumnezeu. Copiii, aveți ceva de mâncare. E preocupat de ceea ce avem. Și fiți atenți! Când au ieșit la mal, după ce au prins 153 de pești, au ieșit la mal bucuroși, interesant, pe mal era jăratec și era peștele acolo, gata, pregătit. Știți ce ne spune nouă asta? Că cel ce pregătește binecuvântarea lucrurilor necesare pentru noi este Dumnezeu. Dar el vine și le zice, cum coboară ei? Zic, aduceți și din peștele pe care l-ați prins voi, aduceți aici. Știți de ce? Pentru că Domnul este preocupat ca noi să avem cele necesare, dar să ne și preocupăm de ceea ce e necesar. Să nu creadă cineva, uh, pică pară mălăiață în gura lună tăfleață, vorba aceea românească, eu stau liniștit că Domnul poartă de grijă. Aduceți și din ceea ce ați prins voi, zice Domnul. Prin urmare, Domnul este preocupat de bunăstarea noastră, de nevoile noastre de fiecare zi și lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze. De ce? Pentru că dacă nu sunt nevoile de fiecare zi, sufletul nostru s-ar putea să fie tulburat. Și un suflet tulburat nu poate să aibă pace și un suflet care nu are pace nu poate să-L urmeze pe Domnul. Apoi, dragii mei, mi-e drag să mă uit tot în Ioan 21. Vine Domnul Isus cu o altă întrebare. O întrebare pe care o pune de trei ori, în același fel, acelui Simon Petru. Mă iubești? Ca să vezi care e preocuparea Hristosului înviat. Mă iubești? Vreau să vă aduc aminte, frații mei și surorile mele: Domnul este interesat cu tot din adinsul să ajungem în rai. Eu mă bucur de asta. Și pentru aceasta, Hristosul înviat ne arată care sunt preocupările Lui. Și una dintre preocupările Lui e ca noi oamenii să-L iubim pe El. Pentru că nu putem să ajungem în mântuire, în patria iubirii dacă nu-L iubim pe El, pe stăpânul Raiului. Învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Tocmai de aceea este așa de important, dragii mei, să învățăm aici pe pământ să-L iubim pe Domnul. Ei bine, dragii mei, aș vrea să sintetizăm puțin lucrurile acestea. Am înțeles care sunt preocupările Domnului în dreptul nostru al oamenilor. Dar aș vrea să sintetizăm și să înțelegem ceva. Există câteva lucruri, trei lucruri pe care vreau în această seară să le amintim. Există trei lucruri asupra cărora Hristosul înviat ne avertizează pe noi, pe fiecare. Și primul dintre ele, de ce să nu le zic? În primul rând, el ne avertizează să nu ne pierdem credința. În al doilea rând, el ne avertizează să nu pierdem din vedere scopul pe care îl avem în viață. Și în al treilea rând, ne avertizează să nu pierdem din vedere lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul. Ce înseamnă aceasta, dragii mei? Uitați-vă, O să se citească duminică aici despre Toma. La versetul 27 din Ioan 20, zice Scriptura așa, Apoi a zis lui Toma, Adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în costa mea și nu fi necredincios, ci credincios. Interesul Domnului este să nu ne pierdem credința. Uitați-vă ce spune în Marcu la capitolul 16 cu versetul 14, tot despre Hristosul înviat. Zice așa, în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Vedeți care e preocuparea Hristosului înviat? vedeți spre ce ne avertizează El, să nu ne pierdem credința. Dragii mei, sunt dator să vă aduc aminte că în Raiul lui Dumnezeu nu se poate ajunge, la mântuire nu se poate ajunge decât prin credință. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E necesară credința și Domnul Iisus Hristos cel înviat e preocupat ca noi să nu ne pierdem credința și de aceea ne avertizează o ce frumos i-a zis lui Petru la un moment dat în Luca 22 cu versetul 31 știți ce îi spune Domnul lui Petru înainte de înviere de fapt dar aceasta este preocuparea lui zice așa Domnul a zis Simone, Simone Satana v-a cerut să vă cearnă ca griul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, vedeți ce îl interesează pe Domnul? Să nu ne pierdem credința. Frați și surori, vreau să vă chem în seara aceasta să ne gândim fiecare dintre noi cum stăm la capitolul credinței. Pentru că dacă Domnul Iisus cel înviat este interesat să nu ne pierdem credința, vreau să vă spun că diavolul este interesat să ne fure credința, să ne o ia. Și cum ne ia diavolul credința? De exemplu, prin frică. Când începi să te temi, încetezi să mai crezi. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 20, cu versetul 19. Și versetul 20. Zice așa, în seara aceea, aceleiași zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate, de ce? De frica iudeilor. A venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Dragii mei, Frica și credința nu merg pe același drum. Ele merg pe drumuri separate. Dacă vrei să te lași cuprins de frică, de îngrijorare și de teamă, îți pierzi credința. Și tocmai de aceea vreau să vă spun din nou, Hristosul înviat este preocupat, este interesat ca noi să nu ne pierdem credința. Asta este avertizarea Hristosului înviat pentru noi, să nu ne pierdem credința. Când trecem prin încercări, diavolul ne provoacă teamă și frică și îngrijorare. Când trecem prin boală, când trecem prin necaz. Însă, frații mei și surorile mele, zic și eu cum i-a zis Domnul Iisus lui Iair, nu te teme crede numai. Pentru că soluția în momente de necaz și de încercare este credința în Domnul. Și iată că Domnul este interesat să nu ne pierdem credința. Știți cum se mai poate pierde credința? prin păcat, prin trăire în păcat, prin trăire în răutate, în mizerie spirituală. Dragii mei, zicea apostolul Pavel în roman scrie: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și atunci arată el că nimic nu ne poate despărți din lucrurile care fac presiune împotriva noastră. Însă, dragii mei, dacă este ceva care ne desparte de Domnul, ce frumos zice prorocul Isaia, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Prin păcat ne pierdem credința în Dumnezeu, de aceea suntem chemați, dragii mei, să ne silim să trăim nu în păcat, ci să trăim în neprihănire. Doamne, ajută-ne la aceasta! De asemenea, dragii mei, atunci când nu punem în practică cuvântul lui Dumnezeu, când nu-l transpunem în viața noastră de fiecare zi, ne pierdem credința. Să știți, viața de credință este un exercițiu permanent, un exercițiu de fiecare zi. Zice Iacov în capitolul 2, cu versetul 17, următoarele cuvinte. Zice, tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă nea în însă. Și versetul 18. Dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte, pentru că nu există, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Când nu pui în practică, când nu trăiești cuvântul lui Dumnezeu, acesta este un comportament care îți răpește credința adevărată. Ai o credință teoretică care nu ajută la nimic. Credința fără fapte, zice Iacov în uh, Epistola lui la capitolul 2, cu versetul 26, tot așa și credința fără fapte este moartă. Dragi mei, trăirea în păcat, necazurile, nepunerea cuvântului lui Dumnezeu în practica noastră de fiecare zi, toate acestea ne jefuiesc de această avere minunată care este credința. De aceea vă chem să fim veghetori, pentru că Hristosul înviat este interesat ca noi să nu ne pierdem credința. Și apoi, când nu ne supunem autorității Duhului, să știți că și atunci ne putem pierde credința. Știți că roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, când ne supunem autorității Duhului, când stăm sub autoritatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, putem avea credință și credincioșie. Când ieșim de sub autoritatea Duhului, ne trezim că ne-am pierdut credința. Ce frumos zice Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 3 cu 3, e un cuvânt care mi-e drag mie. Zice să nu te părăsească bunătatea și credincioșia credincioșia față de Domnul, asta trebuie să rămână. Și vă rog să nu uitați în seara aceasta, din cuvântul nostru, din studiul nostru biblic din această seară, vă rog să nu uitați, Hristosul înviat ne avertizează ca nu cumva să ne pierdem credința. Ăsta este interesul Lui. Poate noi am vrea, Doamne Iisuse Hristos care a înviat, fă asta, fă asta, fă asta. Pe Hristosul înviat îl interesează să nu ne pierdem credința. Poate v-am mai spus și altă dată, am fost într-un context anume foarte frământat, foarte frământat eram. Nu știam ce decizie să fac, ce, ce decizie să iau și cum să mă duc. Și m-am dus undeva la rugăciune. Acolo de unde sunt frații noștri login. M-am dus la rugăciune acolo și a venit un frate la mine și mi-a zis, frate Nelu, eu eram, repet, frământat cu ale mele, Doamne, ce decizie să iau pe unde să o apuc? Și mi-a zis fratele, Nelu, am avut o vedenie în care te-am văzut că erai încălțat, erai cu încălțările în picioare, dar unul dintre păpucii care aveai erau și returile desfăcute, gata să-l pierzi. Am stat, am ascultat, nu îmi spunea nimic despre ce mă frământa pe mine, dar nu îmi spunea nimic din ce mă frământa pe mine. Și am venit înapoi la Timișoara și. M-am întâlnit cu o soră care fusese cu o seară înainte acolo și așa de bine m-a luminat Domnul dintr-o discuție. Deci ai auzit, frate Nelu, ai auzit ce îl preocupă pe Domnul? Să nu-ți pierzi râvna pentru Evanghelie. Da. Domne, pe mine mă interesa asta, dar pe Domnul interesa, nu ce mă interesa pe mine, pe Domnul interesa să nu-mi pierd râvna Evangheliei. Așa e și aici, dragii mei. Pe Domnul îl interesează să nu ne pierdem credința, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pe noi ne poate interesa, ba una, ba alta, într-un fel sau altul. Dar Domnul este interesat să nu ne pierdem credința și zic, Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem credința. De asemenea, Domnul este interesat să nu ne pierdem scopul nostru în viață. Gândiți-vă la Simon Petru. Am înviat Hristos. Numai că Hristosul înviat nu mai era tot între ei. Se arăta din când în când, venea între ei din când în când. Și Simon Petru la un moment dat, dezorientat, el cel ce l auzise pe Mântuitorul zicând, te voi face pescar de oameni. Și la un moment dat, Petru s-a adresat celorlalți ucenici și a zis, eu mă duc să prind pește. Și ceilalți venim și noi. Și au pornit-o toți după pește, scăpând din vedere scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi. Dar slavă Domnului că la mal i aștepta cel ce a zis că îi face pescar de oameni. Hristosul înviat vrea să nu pierdem din vedere scopul pe care El îl are cu noi. Dragii mei, aici este marea problema noastră. Că putem să pierdem din vedere scopul pentru care Dumnezeu ne-a așezat aici pe pământ. Bietul Petru, cât de rușinat s-a simțit el înaintea Domnului, când la un moment dat a auzit întrebarea, copii, aveți ceva de mâncare? Și după aia Domnul le zice, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și dintr-o dată Petru s-a cutremurat. El a mai auzit vorbele astea cândva. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și și-a adus dintr-o dată aminte că a aruncat atunci și în partea dreaptă mreaja și a prins atâta pește că n-a încăput în două corăbii. Și tremurând și plin de emoții, Petru care deviase de la scopul pe care l a dat Hristos, a aruncat mreaja în partea dreaptă și a prins din nou o mulțime de pește. A scos peștele și unul dintre ei a strigat: Este Domnul! Știți ce a făcut Simon Petru? S-a echipat repede și a sărit din corabie, n-a așteptat să ajungă corabia la mal, s-a dus repede la Domnul ca să-și îndrepte scopul. Dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem că fiecare dintre noi avem un scop în viața aceasta. Vă rog să nu uitați. Avem un scop. Ți-ai pus întrebarea, Doamne, oare de ce trăiesc eu pe pământul acesta? De nu-ți-ai pus-o, te rog să-ți opui. Puneți întrebarea, Doamne, care este scopul vieții mele aici pe pământ? Și dacă ești un om serios cu tine și cu Scriptura, vei înțelege că scopul vieții tale pe pământ este să-ți pregătești veșnicia. Vine diavolul și vrea să te devieze de la scopul pe care îl ai tu aici pe pământ. Vrea să te facă să faci altceva. Asta a făcut cu Petru. Să-l facă să meargă pe altă direcție. Frații mei și surorile mele, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care ne iubește, care este preocupat de noi. Nu uitați, Hristosul înviat ne avertizează să nu ne pierdem credința, și să nu ne pierdem scopul vieții. Ascultă-mă bine. Poți să pierzi în viața aceasta multe lucruri. Dacă nu ți-ai pierdut scopul vieții, ești bine. Dar, dragul meu, dacă ți-ai pierdut scopul vieții, poți să le câștigi pe toate celelalte. Nu ai nimic. De aceea vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, frații mei și surorile mele, veniți să fim serioși cu noi înșine și să ascultăm de ceea ce îl frământă pe Hristosul înviat. Să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem scopul vieții, pregătirea pentru veșnicie. Dar încă ceva, dragii mei, să nu pierdem lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul. Poate va sta cineva și va zice, dar ce lucrare mi-a încredințat mie Domnul? Aduceți-vă aminte că acolo pe malul Tiberiadei, Domnul îi zice lui Simon Petru, Simone, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Și îi zice, paște mielușeii mei. Și după aceea Domnul din nou, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Paște oițele mele. Și după aceea, a treia oară îl întreabă Domnul Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Doamne, tu pe toate le știi, știi că te iubesc. Paște oile mele. Vreau doar, dragii mei, să vă aduc aminte că fiecare dintre noi avem o lucrare. Când zice Domnul, paște mielușeii mei, e o lucrare. I-ați văzut pe copilașii aceștia, atenți totuși la ce se întâmplă aici, că de-aia au răspuns la întrebare. Dumneavoastră n-ați răspuns la întrebare, ei au răspuns. Ei, vedeți dumneavoastră copilașii aceștia, îngăduiți-mi să le zic mielușei ai turmei lui Hristos, pe care îi avem în casele noastre, pe care îi avem în biserică. Nu credeți că este o lucrare a lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu, suntem noi oamenii. Dar fiecare trebuie să luăm parte la ogor. Să nu creadă cineva că lucrarea în ogor este numai de aici, de la Anvon. Cea mai mare înșelăciune, dragii mei. La Anvon se proclamă vestea bună, la Anvon e pregătită uh, armata lui Hristos pentru luptă și așa mai departe. Însă, dragii mei, adevărata lucrare o face o mamă care are în casa ei 2, 3 copii, 4, 5 copii, câți are... Și e preocupată ca mielușeii aceștia să fie hrăniți. Și când zic hrăniți, nu numai cu biscuiți și cu nu mai știu ce, să fie hrăniți spiritual. E o lucrare asta, dragii mei, pe care poate să o facă o mamă, pe care poate să o facă un tată, paște mielușeii mei. Cu alte cuvinte, noi trebuie să fim preocupați de tot ce e a lui Dumnezeu. De copilaj, de aceea e important în biserică să investim în lucrarea copiilor, să facem din copiii noștri un scop. E o misiune pe care ne-o încredințează Domnul. Ca aici, în biserică, ascultați-mă, am toată prețuirea pentru învățătorii de școală dominicală. Ni se întâmplă că nu-i vedem pe aici prin biserică. Ei sunt de cele mai multe ori în sălile de școală dominicală, dar. Învățătorii aceștia de școală duminicală, ei slujesc acestor copii. Acestor copii trebuie să le slujim în familie și oricând avem posibilitatea, am obiceiul la binecuvântări să vă mai zic așa, când vedeți câte un copil din ăsta trecând prin biserică, mângâiați-l pe creștet, să simtă că aici este iubit de frați, iubit de surori, este iubit de Dumnezeu în locul acesta. E important să ne aplecăm spre mielușei, e important să ne aplecăm spre oițe, Fiți atenți, există o altă categorie de oameni care și ei contează. Așa de ușor știm să-i judecăm pe cei tineri. Și judecăm, domnule, tinerii ăștia sunt prea altfel. Știți că pe tinerii aceștia îi iubește Domnul? Și noi trebuie cu dragoste să ne străduim, să-i ajutăm să stea pe calea lui Dumnezeu. E așa de important să înțelegem lucrul acesta, dragii mei. Ce bun e Domnul! Vedeți, în dreptul tinerilor, aduceți-vă aminte că este un cuvânt în cartea Eclesiastul care zice, bucură-te tinere în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta, dar nu uita! Vedeți care-i tonul lui Dumnezeu, dar nu uita că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată Dragii mei, o lucrare frumoasă pe care trebuie să o facem este să ne rugăm pentru copiii bisericii, să ne rugăm pentru copiii vecinilor noștri dacă nu avem copii, să ne rugăm pentru copiii care vin în casa Domnului, pentru copiii pe care îi vedem pe uliță, să ne rugăm pentru copiii străzii. Asta e o slujire. Apoi, să ne rugăm pentru tineri, să încurajăm pe cei tineri, să îndemnăm. Au făcut o lucrare bună, să ne apropiem de ei. Nu doar ca să îi zgâriem, ci să ne apropiem de ei, să zicem, ce frumos ai slujit astăzi. Asta va fi o încurajare pentru ei. Apoi îi zice Domnului Petru, paște oile mele. Asta pentru că Scriptura abundă de porunci care spun unii altora. Ce să faceți unii față de alții? Dragii mei, ogorul lui Dumnezeu spun din nou, suntem noi oamenii. Și nogorul acesta lui Dumnezeu, el vrea să fim cu toții lucrători. Și ca să fii lucrător, poți să fii rugându-te, dând mâna cu cineva, zâmbind frumos cuiva, încurajând pe cineva, ridicându-l pe cel căzut. Sunt atâtea modalități în care îi putem ajuta pe oameni. Haideți să învățăm lucrul acesta. Hristosul în viață a plecat spre femeia aceea singură în grădina mormântului și a zis, femeie, de ce plângi? Femeie, pe cine cauți? S-a apropiat de doi necăjiți care mergeau pe drumul Maosului și a zis: Ce vorbe sunt astea între voi? De ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Toate acestea le face Hristosul înviat ca să înțelegem că El este preocupat de noi. Însă, dragii mei, e voia Lui să fim și noi preocupați de noi înșine. Pentru că El ne vrea mântuiți cu adevărat. Și ca să fim mântuiți cu adevărat, trebuie să trăim cu adevărat. Nu căutarea minunilor și a semnelor este soluția. Pentru că Hristosul înviat n-a făcut minuni și semne, dar Hristosul înviat a transformat oamenii. Și la asta trebuie să lucrăm, să ne lăsăm transformați de Dumnezeu în același chip cu al lui Hristos. Amin.